trebuie să mișcăm ceva, nu? Dacă nu, după aia iar ne trezim după 20 de ani că suntem în același loc. Este o hotărâre de guvern, care este semnat de, mi se pare, 7 ministere, e semnat, are 20 ceva de semnături. A fost în avizare 2 luni, asta însemnând că nenumărate observații, deci chiar este un document foarte solid și dacă s-ar implementa în 10 ani, eu aș garanta că sportul românesc ar putea să revină în elita mondială. Acesta a fost un semnal foarte dureros. Nu există nicio măsură lucrată sau nimeni nu s-a interesat de această strategie, stă acolo în sertar. Din păcate, a rămas un document, cred eu, nu suficient citit. Pentru că erau acolo câteva referiri fundamentale. În primul rând, la felul în care se fac astăzi finanțările în sport și cred că acel capitol trebuie bine citit și trebuie bine adresat. Ce am simțit în ultimul an, n-am simțit în ultimii 10. Nu aud decât nu sunt bani. Nu avem bani, nu sunt bani, nu avem aia, nu avem aia. Asta aud într-una. Există o strategie națională pentru sport? Există și ea a dispărut odată cu ministrul care a conceput-o. Pentru că în România nu există, din păcate, acest obicei al continuării proiectelor. Și dacă era cea mai bună strategie națională pentru sport din istorie, probabil că ea n-ar fi fost continuată de urmăritor pentru că nu avea amprenta personală. Aici avem foarte mare lipsă, în primul rând, de piste de biciclete, piste de alergare. Vă spun un exemplu, București are 3 bazine olimpice, Budapesta are în total 400 și ceva de bazine. care se pot practica sportul de performanță și de amatori. Deci, în sportul de mază, baza sportivă, infrastructura este cea mai importantă. Am și creionat o strategie pe întreaga țară, unde trebuie să amplasate acestea și dacă s-ar începe construcția pistelor de biciclete între orașe, între sate, piste de alergare, deci imediat oamenii s-ar activa, automat s-ar activa. Și am crește procentul de practicanți de sport de masă automat. Din păcate, vorbim foarte mult de privat și dezvoltări imobiliare care înlocuiesc bazele sportive, dar din păcate nici instituțiile de stat care le dețin, în general, nu-și fac treaba. Ce mai important pentru oraș este ca sportul să fie accesibil și celor care nu vor să facă performanță. Sportul este foarte important și pentru sănătatea noastră mentală, ajută foarte mult, să ne numerate studii pe tema asta. Sportul e un punct comun și între ea mai bogați și între ea mai săraci, și între persoanele de etnie romă și persoanele non-rome, adică între categorii sociale diverse. Noi suntem una dintre puținele piețe din Europa care încă are un potențial de creștere în zona asta a evenimentelor de alergare uriaș. Competițiile de genul acesta, oriunde în lume, au ajuns să aibă un nivel absolut spectaculos în ceea ce înseamnă modul în care ele promovează sportul ăsta și determină masele să se angreneze în fenomenul ăsta. Iar spectacolul sportiv este cel realizat de sportivii de elită. Noi nu avem cum să ne dezvoltăm și nu avem cum să creștem în zona asta a sportului dacă nu avem modele și dacă nu avem repere. Orice repere pot să ai mai bune decât sportivii de elită. S-au înființat cluburi noi, părinții actuali au înțeles ce înseamnă gimnastica și plăcerea de a-și duce copilul la gimnastică și avem o nouă generație de copii care își trag părinții de mână, mami, tati, du-mă la gimnastică. Deci asta am bifat și este bine și începe să se extindă la nivel național. Un alt lucru grozav pe care l-am realizat a fost acela de creșterea vizibilității. De câte ori intru la un festival sau o acțiune pentru gimnastică pentru toți, sunt profund, dar profund mișcată de tribunele arhipline. Copiii care fac sport astăzi sunt cel mai mult susținuți de cine? Aș spune aproape exclusiv de taxele pe care părinții le plătesc, ceea ce în sine este o problemă, pentru că vorbim, de exemplu, pentru înscrierea unui copil la fotbal, care este cel mai ieftin sportul pe care poți să le faci, taxele sunt de minim 250-300 de lei, asta era o medie de acum 2 ani, am făcut un calcul, acum e posibil chiar să mai fi crescut. Pe lună? Pe lună, da. Școlile de fotbal subzistă din taxele părinților. Dacă vorbim de un cartier precum Ferentariu, care are o sărăcie foarte mare, e clar că acolo taxele astea devin destul de copleșitoare pentru bugetul lunar. Mai mult, nu e vorba doar de taxa respectivă. Mai adăugăm și echipament, mai adăugăm poate și un cantonament sau o deplasare, pentru că sportul face, toate astea fac parte din minimum necesar și costurile se adună. Ceea ce duce ca o bună parte din copiii noștri, colectiv ai orașului, să nu facă activitate fizică. Ceea ce pe termen lung înseamnă, pe lângă altele, costuri mai mari pentru sistemul de sănătate. Introduceți copiii la 15 sporturi. Lăsați-i într-o sală de convenție, puneți puțin tenis, puțină gimnastică, ping-pong, atletism și lăsați copiii să treacă prin toate barierele astea sau știu ce și să vadă, să înțeleagă bucuria de a practica sport. De foarte mulți ani tot încercăm prin diferite adrese, de fapt în anul 2022 s-a și inițiat proiectul de reabilitare a tot ce ține de infrastructura liceului, în care era inclus și un teren de sport, un teren de sport pentru elevii liceului cu program sportiv în special, unde să ne putem desfășura lecțiile de pregătire sportivă practică. În momentul de față noi beneficiem de baza sportivă a primăriei, în mod gratuit, bineînțeles. Proiectul a fost inițiat de către Primăria Onești în anul 2022. A fost făcut și studiu de fezabilitate, pe care din anul 2022 nu știm unde zace. Și că doar 2 ani este valabil. Deci singura investiție majoră legată de tot ce ține de infrastructura liceului, toate cele 4 clădiri, excludem grădinițele, cele 2 grădinițe care sunt structuri în cadrul liceului, singura investiție majoră a fost schimbarea centralei termice în anul 2019. Noi suntem condiționați de programul școlar. Noi nu putem să facem peste acest program pentru că nu avem cum, da? Și atunci respectăm exact planul cadru care atâta ne oferă. Dar nu puteți să faceți suplimentar? Nu aveți voie? Nu se poate. Nu aveți buget? Nu e vorba de buget. Asta e organizarea învățământului. Din păcate, noi suntem cam ultimi în Europa față de alte țări, dacă vorbim despre programa, despre sporturile practicate la ora de educație fizică. Și la noi putem să vorbim despre, să spunem așa, 3 sporturi: gimnastică, atletism și jocuri. Da. Aceasta este o programă din înainte de 1989, în care știți cum se practica, toți eram mici soldați, era o mare disciplină, făceam ce ne spunea profesorul sau educatorul. Dar cred că 2024 sportul trebuie prezentat diferit. De aceea, să spunem, țările nordice sau și în Europa de Vest se practică 6-8 sporturi: dans, not, la școală, efectiv. Deci sporturi, ca să, în prima fază a copilăriei, sportul trebuie cumva să fie prietenul tău, nu să fie un lucru care mai mult te detașezi. În toată Academia avem mai mult de 8 psihologi care se ocupă încă de la vârste fragede, de la 10-11 ani, muncă în grup, după care, când apar probleme mai mari, și educația părinților este implementată în proiect. Și avem un bazin, 30 de grade are apă, 1,40. Există un aparat în bazin care produce valuri. Se poate face inițiere pentru not. Avem jacuzzi, sauna. Suntem în corpul de mijloc, unde stau echipele de elită, 3 etaje separate, U16, U18 și U23. U23 joacă în campionatul național de senior și joacă în European University Hockey League. Este o ligă universitară cu echipe din Slovacia, Polonia, Cehia, Ungaria și România. Iar U18 și U16 joacă în campionatul național din România. Până acum au jucat în echipele lor din fiecare centru de unde provin. Anul ăsta dorim să schimbăm puțin și joacă și în campionatul Ungarie, plus joacă în turnee internaționale cu echipe din Europa mai ales. Deci au peste 80 de meciuri pe sezon, de nivel destul de ridicat. Am reușit să construim aici o academie în care avem 8 centre diferite din zona asta. În cele 8 centre sunt aproape 1500 de copii care practică hockey pe gheață. Și acest proiect ar trebui să fie implementat în toată țara. Cel puțin 3 noi academii ar fi foarte, foarte importante pentru hockey din România. Mă refer aici la București, la Brașov și la Galați. Lipsa cea mai drastică este a specialiștilor. Deci copiii pot să strângi. Ce trebuie ca să dezvolți un sport? Îți trebuie, în primul rând, infrastructură, copii, practicanți și antrenori. Dacă din astea 3 lucruri unul nu funcționează, nu mai acum să ai un program de succes. Dar ce se întâmplă? Nu sunt suficient de mulți viitori antrenori pregătiți în facultățile de sport, în universități, sau Vă spun o pildă din hockey pe gheață. Nu există specializare la hockey pe gheață de vreo 30 de ani în România, poate mai mult. Deci, și e valabil și la alte sporturi, la patinaj? Nu cunosc foarte bine toate sporturile, dar la hockey pe gheață așa este. Eu, când m-am dus la facultate, am încercat să fac specializare pe hockey pe gheață și nu exista. Și nici acum nu există. Bine, sunt câteva proiecte la care muncim și probabil în perioada următoare o să apară, dar este o problemă mare. A doua problemă. Sportul românesc a fost taxat foarte mult pe cluburile sportive școlare. Acolo, dacă un antrenor la vârsta de 25-26 de ani, când termina facultatea, intra, nu mai trebuia să se zbată prea mult să stea în sistem, până la pensie era poziția asigurată. Nu exista acel stadiu de pregătire an de an. Du-te la congrese internaționale, du-te la pregătire, învață limba, vezi ce se întâmplă în alte țări. La Congresul Federației Internaționale am obținut un succes uriaș, diplomație sportivă. Putem să organizăm la anul campionatul mondial de seniori pentru grupa 1, asta înseamnă a doua grupă valorică. Nu avem în România un patinoar de dimensiune de 3000 de locuri ca să putem organiza. Deci am fost nevoiți să mergem în sala multifuncțională de la Sfântul Gheorghe ca să organizăm acolo. Și nu e ușor să convingi Federația Internațională să te lase să organizezi un eveniment așa de mare într-o sală în care niciodată n-a funcționat încă un patinoar. Deci noi riscăm foarte, foarte mult ca să ridicăm sportul ăsta. Uniunea Europeană dă foarte mulți bani în ultima perioadă pentru activitate sportivă de masă și de copii și juniori. Deci în cadrul căror programe? Erasmus, care implică și deplasarea, schimb de experiență, antrenori care se duc în alte cluburi din Europa, de exemplu, pentru a se perfecționa, în fine, multe alte posibilități. Știu antrenorii români, președinții de cluburi? Senzația mea e că nu știu foarte mulți. Nu cunosc decât 2 sau 3 cazuri de cluburi din București, cel puțin, care au aplicat și care au câștigat finanțări de genul ăsta. Și care pot ajunge la ce sume, aproximativ? La început e o linie de finanțare pentru cluburi care nu au intrat până acum în sistemul Erasmus, care poate să ajungă până la 60.000 de euro, dar ulterior, după ce intri în sistem, poți să dezvolți parteneriate și să vorbim deja de câteva sute de mii de euro, poate chiar milioane, în cazul unor proiecte. De ce credeți că s-a ajuns aici, în sportul românesc? Pentru că nu mai există masa de bază, copiii care să facă sport, care să practice sport. Nu vorbesc copiii să practice sport de performanță. Sport, mișcare, sport. Nu mai există. E o problemă de politică de stat? Dumneavoastră nu știu, este o problemă de educație și e o problemă de sprijin, o problemă de suport. Este o problemă de creativitate, să știi cum să faci ca să aduci copiii să facă mișcare. Am constatat că în țară două lucruri majore. La secțiile existente, aparatura este ieșită total din zona de funcționalitate, că la secțiile existente aparatură metodică nu există, că este o nevoie fantastică de noi posturi de antrenori, pentru că până și noțiunea de antrenor în cuplu s-a desfințat în gimnastică. Ori această noțiune este o necesitate în această disciplină sportivă, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ce am mai constatat cu tristețe este că întregul program național de noi săli de sport, care au fost școlare, care au fost polivalente, inițiat de stat, niciunul dintre aceste proiecte tip nu a avut în vedere și disciplina sportivă gimnastică. Noi la acest moment nu putem să omologăm aceste săli pentru gimnastică artistică deloc, dintr-un simplu motiv, pentru că nu sunt prevăzute cu ancorele pentru aparatură, nici una dintre ele, absolut niciuna dintre ele. Și s-au construit zeci de săli, nu? De sport. Sute de săli noi și multe dintre ele cu reparații. Niciuna dintre ele nu are prizele de gimnastică prevăzute. Ultimele proiecte tip sunt cu încălzire în pardoseală, de la acelea ne luăm și adio, pentru că puțin probabil să mai poți să faci pe un proiect cu încălzire în pardoseală. Ați vorbit cu foști președinți, foști șefi ai Federației de Gimnastică, să aflați dacă atunci când s-a făcut acest plan guvernamental de construire de săli, cineva de la guvern, de la compania de investiții, i-a întrebat Federația de Gimnastică dacă are nevoie de săli de gimnastică? Am avut această curiozitate, am căutat în arhivă să văd dacă există măcar scrisori în acest sens, că te așteptai să existe o astfel de corespondență. Pot să vă spun că nu a fost întrebată Federația Română de Gimnastică despre necesitățile pe care această disciplină națională, brand național, le-ar avea. Mai mult decât atât, pot să vă spun că noi am făcut demersuri și am sugerat că cel mai simplu lucru care s-ar putea face este ca o intervenție de două vorbe în legislația actuală, astfel încât nicio autorizație de construcție să nu mai poată fi dată fără avizul prealabil al federațiilor sportive care vor utiliza acel obiectiv. Asta le punem de ploaie, că mai plouă aici, de asta le astupăm. Pe unde plouă? Aici, uite-te. Aici plouă, am văzut în capetele sălii și în capăt și în celălalt sus. Deci și aici, la Izvorani, trebuie... Tot complexul Izvorani este subiectul unui mare proiect pe care Comitetul Olimpic Sportiv Român a reușit să-l producă și să-l și propună spre finanțare și să fie aprobat spre finanțare. Anul trecut am vrut să accesez un grant și aș fi avut posibilitatea să organizez în România un concurs indoor de sală care să dea posibilitatea sportivilor români, pentru că asta este astăzi imperios necesar, să obțină puncte în ranking care să le permită accesul în competițiile globale. M-am trezit că România nu este nicio sală omologabilă. Omologabilă, nu omologată. Nuanța asta e foarte importantă. În al doilea rând, în momentul în care vrem să ne pregătim în România, în afară de Izvorani, noi nu avem foarte multe alternative. Nu avem stadioane la care să avem acces, la altitudine nici nu mai vorbesc, pentru că Piatra Arsă putea să fie o bijuterie de bază sportivă în care să vină sportivi din toată lumea. Știm că nu este așa. Opțiunile sunt foarte puține. Trecând peste infrastructură, cred că avem indiscutabil o mare problemă la nivel de personal tehnic și aici mă refer la antrenori. Niște generații de antrenori buni care au făcut însă sport într-un fel care nu mai merge astăzi a apus și ce a venit în loc nu este neapărat ceea ce trebuie. Eu nu văd, în primul rând, dorință de îmbunătățire acolo. Nu văd oameni care să fie interesați să afle mai mult, să învețe. Sigur că... Vă referiți, mă scuzați, vă referiți la Federație sau la Agenția Națională de Sport sau mai sus, la nivel de plan de țară, la guvern? La nivel de țară, la tot ce înseamnă antrenori, în primul rând. În al doilea rând, în zona asta, noi nu mai avem ceva ce înainte era esențial, și anume o selecție la nivel de copii și juniori care se făcea sistematic și organizat. Trebuie să înțelegem că sunt o mulțime de aspecte ce țin de ceea ce se întâmplă cu țara asta. Am fost foarte tare acuzat la un moment dat că într-un interviu pe care l-am dat am spus că în trecut se fugea de foame. Și lumea a spus, dom'le, cum adică că noi nu fugeam de foame? Că realitatea este că pentru mulți sportivi, și nu e valabil doar în atletism, e valabil în foarte multe sporturi, asta era o cale de ieșire din sărăcie. Cumva am trăit cu sentimentul ăsta de frustrare multă vreme și spun în continuare că oricare dintre fetele astea va obține orice formă de medalie la vreun campionat european, mondial sau jocuri olimpice, va fi cea mai ieftină medalie din istoria sportului românesc. Pentru că statul în sine a investit în asta foarte puțini bani. My life now is different. More than I was in Kenya, because yeah, you can, like, from now I have salary every month. I can manage for myself, I can help my family, so I thank God for this. The small one I can manage for myself, and I give my mother the small salary because I'm the first one in home, and just I have only my mother. So I don't have a father, so we just see my mother and the younger kids. So they are looking at me. So they are proud of you? They are proud for me to be Romanian, because even they like to come, and then I was telling them for some time I will, when I rent good for Romania, I will buy a house in somewhere and then I bring them to Romania. This is your dream? Yeah. The first dream? Yes. And your second dream? For me to run faster for Romania. Din nefericire, ciclismul, chiar dacă este una dintre cele mai populare sporturi din România și este în creștere, din păcate, singurul velodrom practicabil pentru noi în apropierea României, să spun așa, este Bulgaria, la Plovdiv, și suntem nevoiți să facem și cantonamentele, să facem și campionatele naționale în altă țară, deoarece România încă nu dispune de o asemenea infrastructură. A început să plouă în sală. S-a făcut într-adevăr o lucrare, aș putea spune eu, foarte bună, chiar dacă nu sunt de specialitate, că s-au pus burlane pe interior. Ca să nu mai vină apa în sală. Da, să nu mai vină apa. Eu ce am reușit să fac la sala asta, în 15 ani, am reușit să aduc banii pentru să punem termopane, că nu erau nici termopane și, geamurile erau foarte, erau sparte, erau așa, și am reușit în cele din urmă să fac acoperișul pentru a nu mai ploua în sală, fiindcă tot stăteam cu găleți. nu se puteau ține antrenamentele, atât de tare ploua. Ce ați văzut într-o sală de concurs din afara țării, ce ați vrea aici? Tribuna, în primul și în primul rând, că de asta avem nevoie la competiții. De multe ori nu prea putem să ținem competiții, nu avem scaune destule, nu avem o tribună, nu avem nevoie de spațiu. Halterele ocupă deja de mult spațiu. De obicei, la concursuri, competițiile se desfășoară pe câte 3 haltere. Noi aici în sală avem una singură și încă o jumătate. Nu avem un bazin de recuperare, nu avem o saună, nu avem un cabinet, nu avem un aparat de masaj. Nu? Tot ce am reușit să facem am făcut singur. Ne-am cumpărat singuri o masă de masaj, niște ventuze, ne masăm unii pe alții. Cam astea sunt metodele de recuperare în care, vă dați seama, sunt rudimentare, iar capacitatea de refacere a sportivului atrage după sine mult mai mult timp și atunci se pierde din pregătirea lui. Aici s-a antrenat Mihaela Camboi, calificată la Jocurile Olimpice, până anul trecut. Și în perioada de pandemie, aș vrea să vă spun că era singura sportivă din bază. Cristina Maftei este fostă gimnastă, după care, când s-a lăsat de gimnastică, a trecut la haltere, fiindcă tăticul ei este Maftei Gheorghe, fostul sportiv al Oneștiului, care a făcut 2 olimpiade, 80 și 84. Cristina a trecut la haltere, iar la momentul acesta este antrenoare, este antrenoarea Mihaelei Cambei, a descoperit-o prin proiectul Pierre de Coubertin al Ministerului și arbitră internațională, va participa la Jocurile Olimpice de la Paris ca arbitru la Olimpiada la haltere. Anul trecut, la un număr de peste 360 de medalii, am cheltuit în jur de 2.700.000 de lei, iar anul acesta, când știm cu toții că de la un an la altul îți dorești progresul și îți dorești ca medaliile de bronz să se transforme în argint, cele de argint în aur și tot așa, și să apară noi rezultate cu copiii care vin din urmă, care anul trecut au ocupat locurile 4-5 și care, investind în ei, au potențial de a crește în valoare. Iar anul acesta am primit 1.140.000 pentru pregătirea sportivă, deci undeva nici la jumătatea bugetului. Bineînțeles că sper, într-o rectificare bugetară și probabil că până la finalul anului vom mai primi niște bani. Și banii vin de la Agenția Națională pentru Sport. Într-adevăr, sunt probleme cu banii la nivel național. Toate cluburile se confruntă cu această problemă, doar că atunci când îți dorești performanță și când îți dorești să continui performanța și chiar să crești în domeniul acesta, un an întrerupt în susținerea pregătirii te duce înapoi foarte mult timp și este foarte greu ca apoi să recuperezi și să poți să mai crești în performanță. Fiind club municipal, ar trebui să primiți și de la Primăria Onești. Da, legea sportului permite și să avem buget de la autoritatea locală, dar, sincer vă spun, Clubul Sportiv din Onești niciodată n-a primit buget de la autoritatea locală. Absolut niciodată. Strategia în așa fel este construită. Toate cluburile prin descentralizare devin independente, deci și Dinamo, dacă vorbim de Dinamo, să nu mai aparțină direct de minister. Ministerul de Interne. Da, de interne, Ministerul de Interne. Să nu mai aparțină direct, să nu fie angajații antrenorii, să nu fie angajații Ministerului. Nu înseamnă că Ministerul nu poate finanța diferite sectoare, dar total s-ar schimba politica, s-ar schimba mentalitatea. Sportul este a societății civile, nu a comisarilor, generalilor, colonelilor. România ar trebui să aibă în jur de 2-3 milioane de sportivi legitimați. Ar putea avea doar dacă cluburile ar fi independente. Până în 16 ani, dacă observați, în România avem foarte bune rezultate până în 18 ani. Campion mondial de juniori. Și cumva dispar sportivii. De ce? Deoarece din cauza sistemului. Acești antrenori sunt plătiți ca să producă rezultate. Le iau bonusul, premii, salarii, nu știu ce. Și, din păcate, sunt foarte mulți copii până în 18 ani, își termină cariera, că sunt terminați de către acești antrenori. Așa se mai folosește sistemul. Forța? E mentalitate veche? Pentru că spuneați forța. În strategie că sportul e știință, iar această știință nu a ajuns la oamenii vechi. Da. Noi aici am rămas, să spun așa, ca măsurători la un cronometru. În Europa, pe când la noi se lucrează, să spunem, un antrenor cu un cronometru și doi sportivi, în Europa se lucrează cu 11.000 de măsurători. 11.000, e știință, nutriție, psihologie, coaching. Nu-i avem. Nu-i avem. În 10 ani, dacă s-ar face reforma și s-ar implementa, am reveni, iarăși am avea o șansă. Dar fiecare zi e o pierdere. Fiecare zi e o pierdere. Și tot ce avem astăzi, credeți-mă, aceste jocuri olimpice vor veni acasă sportivii, din păcate, iarăși cu 4-5 medalii. Peste 4 ani va fi la fel. Nu poate mai mult acest sistem. Nu poate și pierdem foarte mulți bani.